Asociația AxiView vă prezintă povestea producătorului și a meșteșugarului local, doar pe canalul de YouTube Gusturi și Culori. Se spune că 30% este mâna artistului, 30% sunt materialele folosite, restul este focul, arta olăritului sau confecționării obiectelor din ceramică. Gusturi și Culori, povestea meșteșugarului local, se află la Micul Hangar, în comuna Rășinari, alături de Cristina Balerina, adică Cristina Morariu, un adevărat meșter în arta olăritului. Cristina, în urmă cu ceva ani, a dezvoltat un adevărat brand local, frumos și unic, devenit foarte repede cunoscut, apreciat și căutat. Ce legătură există între dragostea pentru dans, în special pentru balet, și frumosul meșteșug al olăritului, ne va dezvălui chiar protagonista însăși, Cristina Balerina. Bine te-am găsit, Cristina! Mulțumesc, bine ai venit! Îți mulțumim că ne-ai primit în frumosul tău atelier de olărit, aici în comuna Rășinari, intitulat sugestiv, aș putea spune, Micul Hangar. Și așa cum știm cu toții, fiecare poveste începe cu "a fost odată". Întorcându-ne în urmă cu ceva ani, cum a fost povestea Cristina Balerina? A fost odată, la mine practic înseamnă lockdown-ul, în momentul în care am decis să învăț lucruri noi de care nu aveam timp niciodată, pentru că nu ne permitea, desigur, nu ne permiteau activitățile de zi cu zi. Și atunci am profitat și am început să explorez puțin tot felul de cursuri care m-ar fi interesat pe partea artistică, de design interior și așa mai departe. Și dintr-una într-alta am ajuns într-adevăr să urmăresc partea asta de olărit, care m-a fascinat mereu, dar nu m-am dus concret către ea niciodată. Și iată că atunci s-a întâmplat să am mai mare deschidere și, încercând să aflu cum se întâmplă olăritul, am ajuns să urmăresc niște meșteri olari din alte țări cu precădere pe YouTube. Ulterior am decis să cumpăr o roată de olar și să încep singură. Desigur, aș fi vrut să fac un curs, dar nu ne permitea momentul, deci n-am putut să mă întâlnesc cu nimeni să mă învețe și am zis că sigur o să reușesc singură, că nu poate fi atât de greu, dar a fost. Ideea este că, aparent, olăritul e foarte ușor și într-adevăr devine ușor după ce ai trecut de o primă fază. Da. Dar acea primă fază necesită puțină atenție din partea cuiva care deja știe să facă asta. Și, în concluzie, mie mi-a luat câteva săptămâni să reușesc doar să centrez lutul pe roată. A fost un moment foarte frustrant, am vrut să renunț și cred că doar faptul că îmi cumpărasem o roată scumpă m-a făcut să continui. Și, într-adevăr, în momentul în care reușești să centrezi lutul și să ridici un cilindru pe roată, e o mică revelație. E mai ușor. De-a drept o revelație, că după aceea deja altfel. E ca mersul pe bicicletă. Odată ce ai reușit asta, gata. Și așa, ușor, ușor am reușit să fac obiecte cât să intre într-un cuptor, dar să îmi și placă, pentru că foarte multe le-am aruncat. Practic, lutul respectiv a fost aruncat în găleată, rehidratat, refolosit. Am făcut asta foarte mult. Mi-a luat 2 luni de zile să fac obiecte cât să intre într-un cuptor și să pot să ard. M-a fascinat foarte tare partea asta de glazurare, pe care nu mai văzusem până atunci în România, recunosc, adică niște culori extraordinare și glazuri de calitate foarte bună, dar culori care să-ți placă și să-ți vină să cumperi sau să ai așa ceva în casă. Într-adevăr, partea cu focul este super, nu? Da, este într-adevăr o nebunie acolo, pentru că, da, tu trebuie să reușești partea ta de 30 și ceva %. Într-adevăr, obiectele și tot ce ai, ustensile și unelte, trebuie și ele să fie de calitate, dar focul desăvârșește, într-adevăr. Și acolo poți să ai și surprize. Focul, putem spune că ar fi elementul principal în procesul de olărit? Sau elementul cheie? Este elementul surpriză, pentru că tu deja știi ce vrei să faci, să zic, ai predictibilitate, ți-a ieșit obiectul care îți place, dar ulterior în cuptor nu știi dacă chiar se va întâmpla exact ce te așteptai. Exact. Și acolo e într-adevăr, poți să ai și surprize foarte neplăcute, de fapt sunt parte din învățat. Exact, nu sunt, parte din procesul învățării. Atât dacă le suporți pe buzunarul tău atunci când curg glazurile pe raft, se lipesc obiectele de raft, ai compromis practic și obiectele și glazura și curentul și raftul cuptorului, dar da, e parte din proces. Nu cred că ai cum fără. Normal, adică e, cred că în orice. Da, și oricât ai învățat de la alții, până nu ți se întâmplă și ție, nu prea conștientizezi. Cum se spune că experiența e mama învățăturii. Da. Și experiența poate fi mama învățăturii. Din acest motiv am și suferit de sindromul impostorului și la început nu ziceam nimănui că fac și dreg, pentru că nu simțeam că sunt în stare, deși lucrurile se întâmplau, dar îți trebuie câțiva ani. Da. Important e că ai perseverat și uite acum, uite-ne aici. Și vreau să te întreb, ai spus că totul a pornit în lockdown. Da. Mă gândesc că pasiunea asta n-a venit așa, pur și simplu. Provine din copilărie? Plăcea olăritul din copilărie? Îmi plăcea să-l urmăresc și mă relaxa foarte tare, dar, repet, nu mă vedeam neapărat făcând asta, adică deja nu treceam de partea cealaltă, doar era ceva așa fascinant. Și atât, rămânea la, fascinație și atât. Da, da. Pe mine m-a fascinat de fapt dansul cel mai tare, asta aș fi vrut din copilărie să fac și în continuare mai cochetez. Aceasta era de fapt următoarea mea întrebare, pentru că brandul tău se numește Cristina Balerina, bineînțeles că ne întrebăm cu toții care este legătura între dans, în special balet, și arta olăritului. Da. E într-adevăr o combinație haioasă, pentru că Cristina Balerina nu te duce deloc cu gândul la lut, asta e clar, dar pe mine chiar asta m-a făcut să ieșim un pic din tipare și am zis hai că e ok, dar e un nume care mă urmărește de când sunt mică, pentru că asta mi-a plăcut să fac și au fost niște întâmplări cumva care s-au adunat, de exemplu mama mea, educatoare fiind, avea la grupa ei copilași care mă strigau mereu așa când intram în clasă, Cristina Balerina, era o chestie acolo foarte haioasă și aia a fost prima. Dar eu am cochetat cu dansul, îmi place foarte tare dansul contemporan. De balet m-am apucat la 35 de ani, când mi-am dat seama că m-am apucat de balet, am avut și am în continuare poante și tot echipamentul și am mers vreo 2 ani la balet. Între timp l-am mai lăsat pentru că, uite, într-adevăr, pasiunea asta a devenit, îmi ocupă tot timpul și asta e minunat, dar mereu dansul o să fie sufletul meu. La Cristina, vreau să te întreb, la roata de olărit, te simți balerină? Să știi că e un dans acolo, pentru că de când am început să merg la balet și am văzut cât e de greu, pentru că ce vedem noi pe scenă e doar super grație, dar în spate e foarte multă muncă și forță, și forță fizică și disciplină. La fel se întâmplă și cu olăritul, în sensul că sunt niște momente cheie pe care trebuie să le îmbini perfect. Nu poți să lucrezi, de exemplu, cu lutul dacă ești supărat, nervos, încărcat. Mi s-a întâmplat de multe ori să vreau neapărat să lucrez ceva sau să am comandă și pentru că eram în grabă sau eram încărcată de alte gânduri, nu mi ieșeau. Deși eu știam deja să olăresc bine, eram ok, dar nu se întâmpla asta și preferam să fac altceva în atelier, curățenie sau așa, pentru că nu, efectiv, lutul, dacă nu ești tu bine, nu poți să lucrezi cu el. Și ăla este un dans, să știi. Da, există o grație atât în balet cât și în olărit. Da, grație și muncă. Grație și muncă, exact. Da. Și tu ai reușit să le îmbini foarte bine pe ambele. Despre procesul de creație, procesul olăritului, ce ne poți spune? Cât durează, de exemplu, să creezi un obiect? Ok, eu lucrez cu lut care se cheamă gresie și care se arde la temperaturi înalte, de peste 1200 de grade și îmi place să lucrez cu acest tip de lut pentru că obiectele devin funcționale, adică le folosești efectiv să bei, să mănânci din ele sau de decor. Ideea este că aceste obiecte pe roata olarului nu durează foarte mult, adică poți să faci un cilindru din care devine o cană poate într-un minut, da? În câteva secunde. Ulterior e nevoie de, procesul se practic prelungește pe săptămâni. De ce? Pentru că odată trebuie luat de pe roată, lăsat la uscat și sigur a doua zi mai trebuie puțin modelat pe partea de jos și așa mai departe, sau dacă vrei să-i adaugi o tortiță sau așa, și asta e o parte, dacă ai de exemplu de făcut 100 de căni, imaginează-ți 100 exact. De tortițe, da. Plus că ele trebuie sincronizate, deci nu poți să pui o tortiță care e mai uscată decât cana sau ele trebuie să aibă cumva același grad de uscare, după care trebuie să fii mereu atent la ele, să nu se crape, să nu se dezlipească, să le usuci într-un mod mai lent. Așa, după care se introduc în cuptor. Dar uscarea asta ține vreo săptămână, două, plus că sunt multe obiecte care, mă rog, în tot procesul până le faci pe toate durează. Și prima ardere se cheamă biscuitare, arderea de biscuitare, în care le aducem la 1000 și 40-60 de grade. Ăsta e un moment important pentru că le poți ulterior manevra fără să le mai spargi, pentru că inițial sunt foarte fragile. Sunt ca un castel de nisip, lutul uscat nears e foarte fragil. Odată ce ies din starea aia și sunt deja arse odată, le poți manevra cu ușurință și sunt poroase ca să poată fi glazurate. Glazurarea în sine, iar este și ea un proces fantastic. Acolo e un univers uriaș. Că eu fascinat aici în este, da. Glazurare. Glazura, în primul rând, arată foarte diferit când este nearsă. Practic, poate să fie îngăleată culoarea, nu știu, unui noroi, da, și nu-ți spune nimic, dar tu știi că acolo e cel mai frumos turcoaz din lume sau ceva de genul. Pe de o parte asta, pe de altă parte trebuie să știi ce cantitate să pui, pentru că nouă ne plac glazurile astea care au și efecte foarte frumoase și coloristic vorbind, dar și care curg și au picături cât mai voluminoase, doar că aici e o linie foarte fină. Dacă pui prea multă glazură, riscă să curgă mult pe raftul cuptorului și să se lipească acolo și să se compromită tot. Dacă pui prea puțină, nu se întâmplă mare lucru sau culorile nu sunt atât de puternice. Trebuie să există o anumită tehnică. Și este, da, și practic fiecare glazură are componența ei, în componența chimică, ceva care o face diferită de alta, deci doar lucrând mult cu toate, cu fiecare și amestecându-le, îți dai seama ce va ieși. Da. E într-adevăr, e fascinant, numai după cum vorbești și ne povestești. Care este obiectul sau obiectele tale, care sunt obiectele tale preferate pe care le-ai făcut până acum? Ok, păi cea mai populară este ceașca, cana de cafea, pe care o cumpără lumea foarte des și foarte multe cadouri se fac așa, dar a doua ar fi untiera franțuzească, îmi pare rău că n-am să-ți arăt una, este un obiect care păstrează untul fără ca el să fie băgat în frigider. Și anume, sunt practic două obiecte, unul se introduce în celălalt, cel de jos are apă până la un anumit nivel, în celălalt pui untul și atunci untul, intrând practic în apă, se sigilează într-un fel de nu mai are contact cu oxigenul și atunci nici nu se mai strică și poți să-l ții în bucătărie și la temperatura camerei. Nu mai ai nevoie, mai schimb din când în când apa, dacă e și unt sărat cu atât mai mult, dar vreau să spun că e fantastic pentru cei care iubesc untul, care vor să îl consume când poate pleacă dimineața și se grăbesc, dar îl vor moale, nu să se chinuie cu el din frigider. Am înțeles. Și mă gândesc că asta urma să te întreb, ăsta e și cel mai interesant produs pe care l-ai făcut, obiect pe care l-ai făcut până acum, nu? Este într-adevăr, pentru că cel mai greu? Nu e cel mai greu, e un obiect de care și eu am aflat de când dolăresc, deci nu pot să zic că știam înainte, dar într-adevăr încă multă lume e fascinată și pe de o parte cei care îl descoperă pentru prima oară, pe de altă parte cine l-are deja sau a auzit se bucură că există și mereu vor să mai cumpere, să-l facă cadou. Și un alt obiect foarte fascinant pentru mine, adică a fost experiență și aici am îndrăznit să fac lavoar, am făcut chiuvetă pentru, da, în primul rând am zis să văd dacă mi iese, nu l-am făcut pe roată, ci prin șerpișori, așa, prin adăugare de șerpișori, le zicem noi. Ideea este că, fiind un obiect mare din lut, necesită foarte mult atenție la uscare. El nu are voie să se usuce rapid și atunci mereu sub o pungă îl tot urmărești, fiind destul de gros și fundul obiectului trebuie să stea sub o pungă, să-l tot urmărești, durează vreo lună de zile. E un adevărat proces. Da, după care trebuie să-l manevrezi cu foarte mare grijă când îl introduci în cuptor. Ori, odată că sunt limitată de dimensiunile cuptorului, deci trebuie să-l fac atât cât să intre acolo cuptorul. Și să, da, și să-mi încapă mâinile, să pot să-l pun cât e încă fragil, să scot mâinile afară și acolo e o nebunie. Apoi glazurarea lui, care nu mai spun, da. Și am reușit să fac vreo 2-3 obiecte din acestea care au avut mare succes, dar nu neapărat cumva făcea lumea pasul să le cumpere și cumva mi-au rămas prin atelier, nici nu mi-am dat seama că am nevoie chiar eu însămi de ele, când am decis să deschid da, un magazin cu atelier despre care să-ți povestesc dacă vrei. Da, cu siguranță. Untiera este căutată de public? Este. Și dacă are cel mai căutat obiect pe care l-ai făcut până acum? E concurs între untiera franțuzească și căni. Și cel mai greu obiect pe care l-ai făcut până acum? Cel mai greu de produs? De produs. Da, lavoarul. Lavoarul? Da. Am înțeles. Și acum, dacă tot ai adus în discuție, chiar te rog să ne povestești un pic despre magazin. Despre, da, să știi că sunt foarte mândră, da, pentru că de când am început, sigur cu cei care au cumpărat de la mine au avut mereu și întrebarea: n-ai vrea să ne întâlnim, vrem și noi să olărim, să ne jucăm cu lut? Și mă surprindea, adică nu mă așteptam să văd atâta lume interesată, dar n-aveam cum să ofer lucrul ăsta pentru că am 11 metri pătrați aici la mine în atelier și bineînțeles aveam și sindromul impostorului, dar l-am depășit, dar tot nu mai aveam spațiu. Da, mulțumesc. Și neavând spațiu, oricum refuzam să fac asta, dar de câteva luni ideea a început să prindă așa cumva aripi și am zis gata, trebuie să deschid un loc mai mare, să deschid către public și să vină lumea să se joace cu lut dacă vrea. Și așa că am renovat un mic spațiu din centrul Sibiului, pe care l-am utilat așa și l-am făcut super profi și unde invit deja oamenii să vină să îngărească. În cadrul magazinului sunt și produse și acolo susții și atelierele? Da, o să pun bineînțeles la vânzare și produsele mele pentru cei care vor efectiv din stradă să vină să le cumpere, nu doar online, și să le vadă fizic, să le simtă, pentru că lumea în general vrea și să pună mâna și să înțeleagă. Da, plus că îți transmite fiecare obiect câte ceva, vrei să vezi fiecare energie și exact. Și în același timp îi invit și la atelierele acestea pe roata olarului. Am 3 roți de olărit acolo, pe lângă cea pe care o am aici, și în plus de asta vreau să facem și ateliere din astea de modelare. Deci în cadrul magazinului sunt 3 roți de olărit. Da, sunt 3 roți de olărit și urmează să mut și cuptorul, pentru că o să vreau să fac din asta din arderea în sine un eveniment, în sensul că dacă vii să-ți faci un obiect ori pe roată, ori prin modelare, ar trebui cumva să închizi cercul într-un fel, adică să-l lași la uscat, să avem grijă de el, să-l glazurăm și apoi să-l ardem, iar tu la sfârșit să vii și să poți să-ți iei obiectul tău făcut de tine și să zici: am olărit, dar am și rezultatul, final, pe care poți să-l faci cadou sau să-l păstrezi sau ce decizi. Da. Și deschiderea cuptorului în sine e o nebunie. Adică ceea ce mi-ai spus e foarte frumos pentru magazin, dar trebuie să-ți mărturisesc că mi-mi place foarte tare atelierul tău. E mic, cochet, frumos, unic aș putea spune. Dacă muți cuptorul, nu mai păstrezi atelierul, renunți la micul hangar? Să știi că nu renunț și mă gândesc, dar nu vreau să grăbesc lucrurile, mă gândesc că în viitor poate o să mai achiziționez un cuptor, poate mai mic, pentru ce o să mai fac aici, dar nu, n-aș vrea să renunț, pentru că ăsta e un spațiu, în afară de faptul că are super însemnătate pentru mine, de aici am început. Sentimentală. Da, sentimentală, dar în același timp este și un loc superb. Eu am și priveliște foarte frumoasă, ai văzut, adică e un loc, în care vrei să stai. Micul hangar, din comuna Rășinari, tu aici și locuiești. Da, ai o priveliște absolut spectaculoasă. Este o zonă, într-adevăr. Și o zonă foarte frumoasă. Da, este un aer foarte bun aici și frumos și nu aș putea să-l părăsesc. Da, te-am și întrebat pentru că mi-a plăcut foarte tare. Mulțumesc. Atelierul tău. Pe viitor ți-ai propus, nu știu, produse noi să încerci sau, nu știu, mai deosebite, mai grele, mai... Da, să știi că îmi doresc foarte tare să ajung să fac obiecte de dimensiuni mari și am în plan să plec puțin prin lume, să învăț, deja știu de la cine, adică să învăț să fac niște... la cursuri? Da, să particip la niște cursuri unde să învăț să fac niște obiecte foarte mari. De exemplu, obiecte de iluminat sau... sau decorative, dar cât să încapă în cuptor și poate chiar să mai adaug câte un inel ca să încapă. Da, asta ar fi țelul. Fără să renunț la ce fac. Fără să renunț adică la ce faci acum, nu mi se pare că... o continuitate a ceea ce faci acum, să te perfecționezi. Da. Exact. Până acum totul a fost autodidact, nu? A fost autodidact și până la un punct reușești, cred, fără probleme, dacă îți dorești tare, dar sunt de părere că nu poți totuși să depășești niște limite fără niște ajutor profesionist. Deci asta fără discuții nu pot să neg și vreau să învăț de la niște oameni pe care i-am tot urmărit. Și mă gândesc că aceste cursuri, din câte mi-ai spus mai devreme, vor fi în afara țării, nu? Sau și în țară? Da, sunt și în țară. Nu pot să zic că am cunoscut niște meșteri fantastici. Eu vreau să profit să și călătoresc, recunosc, dar nu înseamnă că nu găsim pe aici. Deci da. Și în România. Sunt, da. I-am cunoscut la târgurile la care am avut norocul să particip și să fiu invitată chiar de când am început și sunt oameni fantastici. Te îmbogățești doar cunoscându-i, da. Ce te inspiră în arta olăritului, Cristina Balerina? Ce mă inspiră? În primul rând, libertatea, pentru că îmi place foarte tare să cred că am parte de dream job, adică să lucrezi fără să consider că lucrezi. Asta pe mine mă face să continui și să nu renunț, în ciuda provocărilor, pentru că sunt și provocări și de ordin financiar și de toate felurile, adică este o activitate care bineînțeles că vine și cu satisfacție financiară, dar până ajungi acolo durează și ai nevoie de multă ambiție să nu renunți și să nu te lași să te angajezi unde e mai confortabil puțin, chiar da, dar eu prefer să insist până... Îți urmezi practic visul. Un vis, da. Ce aduci nou ce consider că aduci nou de fapt în acest meșteșug al olăritului, care este un meșteșug vechi, tradițional, poate chiar din Mostrămoș, am putea spune. Da, este din Mostrămoș. Ideea e că nu vreau să anulez nimic din partea aceea, dimpotrivă. Acolo, pentru că se întâmplă în timpul olăritului, sunt niște momente fantastice în care simți exact cumva că chiar dacă îți propui să faci un anumit obiect, practic pierzi un pic controlul, nu te mai gândești atât de conștient la cotidian și așa mai departe, dar în același timp vreau să ies puțin din partea asta de... n-aș putea să zic că vreau să ies din tradiție, dar vreau să-i adaug ceva, adică de asta am fost și fascinată de glazuri, adică pe partea de tradițional, pur și simplu să adăugăm ceva din timpurile noastre. Să aduci un plus valoare. Da, exact. Și pe partea de formă modernă sau pe partea de coloristică, pentru că asta mi se pare o combinație ideală, adică înainte oamenii nu aveau opțiunile astea și făceau tot ce puteau mai bine din cât aveau, ori noi acum avem opțiuni fantastice. Avem o grămadă de tipuri de ardere, pe gaz, pe curent, foc de lemne și așa mai departe și la fel există și tipurile de lut, avem temperaturi din care să alegem, avem glazuri, adică e păcat să nu le combinăm, să nu le ducem la un nivel superior. Povestea Cristina Balerina, cum continuă? Continuă acum cu deschiderea către public și anume, cum ți-am spus, cu atelierele acestea de olărit. Îmi doresc foarte tare să pot oferi bucuria mea și celor care doresc să aibă parte de așa ceva. Adică experiența asta de a olări și de a reuși să faci singur un obiect pe care să-l duci la bun sfârșit și să-l arzi și așa mai departe. Și de ce nu? Poate că o să mai avem ocazia să deschidem și alte locuri din acestea prin lume. Ar fi minunat, chiar minunat. Da. Cristina Morariu, Cristina Balerina, îți mulțumesc frumos pentru acest dialog fascinant pentru mine, îți mărturisesc. O să îi rog și pe cei care ne urmăresc și care îndrăgesc olăritul să participe la atelierele tale. Te vor găsi la magazinul din Sibiu pentru ateliere, dar și pentru produse și pe site, ai și site, nu? Da, îți mulțumesc foarte frumos. Eu sunt prezentă online și pe Instagram și pe Facebook, cristinabalerina.ro este site-ul meu și tot la fel este și profilul meu de Instagram. Așa că m-aș bucura acolo de de urmăritori cât mai mult și de oameni interesați de workshop-uri. Sunt convinsă că vor fi. Eu îți mulțumesc pentru această poveste frumoasă în care am avut dans, olărit, magie, foc, tot ce poate fi mai frumos și mai frumos de povestit într-un astfel de dialog. Îți doresc succes în continuare și sper să ne revedem la o nouă locație pe care, cum ai și spus, ți-ai dorit să o deschizi aici sau în altă parte. Eu îți mulțumesc tare mult și să știi că te aștept și vreau să te văd și cu mânuțele în lut. Deci ca să înțelegi exact despre ce vorbim. Vorba. Exact, da. Cristina Balerina, îți mulțumesc și promit și eu că vin. Mulțumesc mult. Mulțumesc frumos.